departe de a suferi în urma transferului șmecheresc pe care și-l tot negociază de vreo 2 ani Dumitru Dragomir, care aștepta să-l dau eu afară, eu n-am să-l atac. N-am să-l fac nici Lichea, nici Șobolan, așa cum îi numesc pe traseiști unele ziare și posturi de televiziune. Dar să nu care cumva să creadă că noi nu știm că a fost șantajat cu niște posibile dosare penale. Al dracu, domn Mitică! Mă leagă prea multe amintiri de băiatul ăsta. Am înotat cu Mitică Dragomir în octombrie în Marea Mediterană, Cipru, insula Afroditei. Să-l fi văzut pe Mitică în slip, cum venea el țăran de la Scornicești, Via Bălcești, înota ca un porc. Nu-i dau niciun răspuns domnului Vadim Tudor, pentru că nu vreau. În momentul când voi considera eu, atunci îi voi răspunde. Perspectiva intrării lui Dragomir în PDL îl deranjează pe șeful Cancelariei Prezidențiale, Cătălin Avramescu. El a afirmat că nu vrea să ia parte la un proiect politic alături de președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Eu nu pot fi parte niciun fel de proiect politic, sub nicio siglă, sub nicio formă, cu domnul Dragomir. În situația ipotetică în care acest lucru se va întâmpla, dumneavoastră ce veți face? În situația ipotetică mă delimitez la modul cel mai total de orice partid care îl va avea între iluștrii săi membri pe domnul Mitică Dragomir. Dacă mă supără și dânsul candidează undeva, mă duc independent cu dânsul să vedem dacă poate să mă înfrângă. Prin vicepreședintele PDL, Teodor Stolojan, a declarat pentru Mediafax că nu s-a discutat problema intrării în partid a lui Dumitru Dragomir.